Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ceremonie pentru eroi la Cimitirul Internațional din Comănești. Simpozion interconfesional Biblia Valențe Culturale. Vară plină de evenimente la Dărmănești. Tabăra internațională de pregătire și intervenție în caz de dezastre, Comănești Galion, ediția 7-a, și-a deschis oficial porțile, marți 8 august. Tabăra a devenit un proiect de tradiție și este organizată de filiala Bacău și subfiliala Comănești cu sprijinul sediului central al Crucii Roșii Române și al primăriei orașului Comănești. Participare numeroasă anul acesta, peste 100 de voluntari din filiale ale Crucii Roșii din toată țara, 10 voluntari din partea Societății Naționale de Cruce Roșie din Republica Moldova. La deschiderea oficial au fost Narcis Jitaru, subprefect al județului Bacău și președintele subfilialei Comănești de Cruce Roșie, Viorel Miron, primarul orașului Stațiune Comănești, Gabriel Lupu, subprefectul județului Bacău, colonel Balica Alexandru de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, Marinela Pașcu, psiholog în cadrul Direcției de Sănătate Publică Bacău, Tudor Cornicioiu, medic militar baza 95 aeriană, Mirela Lenedr, reprezentant Serviciul de Ambulanță Județean Bacău, substația Comănești. Au mai fost reprezentanți ai Comitetului Crucii Roșii Bacău, este vorba de Elena Pașcoa Păvăloaie și Dana Butan, dar și a echipei Crucii Roșii Bacău, este vorba de Raluca Diaconu, coordonator programe, și Maria Oprea, coordonator voluntar. Iată, ne ajungi la o nouă ediție a taberei internaționale de pregătire și intervenție în caz de dezastre, organizate de Crucea Roșie Română, astăzi la Comănești. Eu sunt Narcis Jitaru, sunt președintele subfilialei Comănești și vicepreședinte în Comitetul Județean al Crucii Roșii Bacău, și am deosebită onoare, bucurie, plăcere să fiu alături de domnul primar al orașului Comănești, Viorel Miron, care este alături de mine. Împreună să fim gazdele voluntarilor din România și din Republica Moldova. Anul acesta. Am ajuns la a 7-a ediție. Este o cifră biblică, dacă stăm și ne gândim, care ne va aduce cumva speranțe că vom putea organiza încă pe atâta și în viitor, și că orașul Comănești va putea deveni pas cu pas un pol al formării voluntarilor în situațiile de a fi pregătiți în situațiile de dezastru la nivel național și internațional. Este o bucurie mai mult decât atât prin faptul că, din păcate pentru noi, voluntarii de Crucea Roșie, în ultima perioadă, în cel puțin acum deja sunt vreo 4 ani de când ne-am lovit de câteva evenimente cu impact mare asupra populației mondiale, am putea spune, și am avut timp fiecare dintre noi, mai tineri, mai puțin tineri, să ne lovim, să spunem, cu dușmanul. Dușmanul pentru noi înseamnă o situație neplăcută pentru cel de lângă noi. Și eu bucurie astăzi că ați dorit ca din cele 19 filiale ale județului, ale României, să reprezentați Crucea Roșie. Și mă bucur foarte mult că ați reușit, majoritatea dintre voi, să ajungeți în timp util. Mai avem, până de seară mai sosesc voluntari, inclusiv cei din Republica Moldova, la deschiderea oficială, pentru că așa cum suntem noi obișnuiți aici la Comănești, încercăm să începem cu dreptul. Și iată, astăzi la această deschidere avem parte de oaspeți care de fapt sunt partenerii noștri principali ai acestei ediții, și aș vrea să-i prezint pe fiecare în parte și să le ofer cuvântul și să le mulțumesc în același timp, pentru că ne-au fost și vor fi cu siguranță alături de Crucea Roșie Bacău. Așa cum am prezentat deja pe domnul primar Viorel Miron, este gazda noastră, care de 7 ani ne este alături. Iată, vă aflați într-o locație pitorească, este zona de agrement a orașului Comănești, la Galion, unde avem cam toate facilitățile de care ar putea dispune o tabără organizată la munte.
Da, am văzut puțin pe adresa oficială a Crucii Roșii că mai avem invitații și în alte părți, dar faptul că ați ales la Comănești să veniți înseamnă pentru noi foarte mult. Și mulțumim foarte mult domnului primar pentru că pe lângă acest spațiu deosebit de frumos ne-a oferit tot sprijinul logistic de a desfășura an de an. La Cimitirul Internațional al Eroilor din Comănești a avut loc o ceremonie religioasă în cinstea tuturor soldaților căzuți în luptele din Primul Război Mondial. Manifestarea a avut loc în cadrul zilelor orașului Comănești. Pentru cei peste 3.000 de militari, ale căror oseminte sunt în cimitirul din Comănești, a fost oficiată o slujbă religioasă și au fost ținute discursuri, iar la final au fost depuse coroane și jerbe de flori. Evenimente au participat câteva sute de comăneșteni, reprezentanți ai autorităților județene și centrale, politicieni și președinți al unor organizații ale veteranilor de război, precum și ai filialei județene Asociației Naționale Cultul Eroilor. În cimitirul internațional al eroilor de la Comănești se odihnesc alături pe vecie 169 ostași români, 191 ostași austrieci, 46 ostași germani, 370 ostași maghiari, 2142 ostași ruși și 89 ostași necunoscuți căzuți pe Valea Trotușului în luptele din 1916-1917. Chiar dacă numele multora dintre acești ostași nu ne sunt cunoscute, memoria lor este venerată an de an și considerăm că este o datorie de onoare a fiecăruia dintre noi ca de Ziua Eroilor, Ziua Națională a României, în luna august, când, cu ocazia desfășurării zilelor orașului Comănești și de Ziua Națională a României, am spus cât la început, să aprindem o lumânare și să depunem flori aici unde se odihnesc acești eroi. Orașul Comănești, prin grija care o poartă monumentelor, amintesc aici monumentul de la Lălăoaia din curtea bisericii, de acolo unde odihnesc peste 50 de ostași, Troița din dealul Cetățuii, construită între 1925-1928 de Ioana Ghica Comănești, a fost reparat tot prin grija Consiliului Local, a primarului actual, a domnului Viorel Miron, și sfințit în data de 14 septembrie 2011 de un sobor de preoți în frunte cu preotul paroc Maxim. Și nu în ultimul rând, această bijuterie în care domnul primar a amintit conținutul celor care odihnesc aici de origine română sau străini. În afară de cei 3072 de eroi străini și români, amintit și este adevărat că sunt înhumați osemintele a 89 de eroi necunoscuți. Aș vrea să vă vorbesc despre instituția eroului, câteva cuvinte, nu mult, câteva cuvinte despre instituția eroului necunoscut. În România, după Primul Război Mondial, toate fronturile de luptă au fost împrăștiate rămășițe ale ostașilor români care și-au pierdut viața în război sau pe lângă război, dar și inamici. Românii au pierdut în războiul din 1916-19 peste 340.000 de ostași militari. Au fost răniți peste 300.000. Au fost trimiși în lagăre prizonieri peste 120.000. Aceștia, din urmă, au fost trimiși și atât pentru calitățile lor fizice, au fost puși la muncă, în lagăre din Germania, din Polonia, din sudul Franței, din Austria, Ungaria, Turcia, dar și în Bulgaria, vecină noastră de sud. Aici este sufletul locului, aici e istoria și respectul pentru oamenii care au știut să făurească pentru semenii lor și să modeleze destine găsindu-i și în cimitirul internațional o raritate în Europa prin simbolistica sa. Am să fac o altă abordare despre Ștefan cel Mare, pornind de la faptul că el a purtat 47 de bătălii
În fiecare bătălie a săvârșit fapte eroice, după fiecare bătălie a avut șansa ajutat de Dumnezeu, pentru că el mergea cu sabia și crucea în luptă, să scape. Chiar dacă nu era atunci denumirea de veteran de război, eu îl consider de 47 de ori veteran de război. În cimitirul internațional din Comănești, înființat în 1933 de Societatea Mormintelor Eroilor Căzuți în Război, organizație devenită în 1940 Așezământul Regina Maria, sunt înhumați 46 de ostași germani, 2141 de militari ruși, 165 de români, 89 necunoscuți, 191 de austrieci și 370 de maghiari. Mort în timpul luptelor din 1917-1918, îngropați în localitățile de pe Valea Muntelui, au fost depuși 15 ani mai târziu cu onoruri militare în cimitirul internațional de la Comănești. Formula Student România, organizată pentru prima dată România la Bacău. În perioada 31 iulie 5 august în Bacău s-a desfășurat competiția Formula Student România pe circuitul Speed Park, omologat FIA, pentru prima dată în România. Evenimentul internațional este dedicat tinerilor de cea mai înaltă ținută intelectuală și profesională, în care reprezentanții universităților tehnice din întreaga lume își demonstrează abilitățile de cercetare inovare în domeniile mecanică, auto, IT și inteligența artificială, sprijinit de cei mai importanți producători în aceste domenii. Marți 1 august, de la orele 10, a avut loc la Universitatea Vasile Alexandri din Bacău, în sala Senatului, deschiderea oficială, la care au fost reprezentanții companiilor implicate în construcția automobilelor, studenții concurenți, precum și organizatorii și partenerii evenimentului. Detalii în minutele următoare. Vreau să-mi permite să spun și eu câteva cuvinte. În primul rând, bună ziua tuturor! Pilotul, welcome, mine, bine ați venit. Ideea organizării acestui concurs studențesc de inginerie a venit colegului meu, Ciocu Ciprian, după mai multe participări cu... Hello, I am Bakan and we are here. Este din Turcia, Bakan. Yeah. Este pentru prima oară în România, este de două zile, dar va participa la această competiție și este încântat de orașul Bacău și de cât de primitori sunt oamenii din Bacău și ne mulțumește pentru ospitalitatea noastră. Deci este o echipă de 11 din Islanda, s-au înscris mai târziu în competiție, dar au fost foarte încântați de răspunsul prompt pe care l-au primit ca să se înscrie și au avut puține probleme că echipamentul nu era gata la timp, dar cu ajutorul acestei șanse de a se înscrie mai târziu au reușit și ne mulțumesc. Evenimentul este organizat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Universitatea Vasile Alexandri din Bacău, Speed Park, Research Mechanical Engineering și Primăria Municipiului Bacău. Formula Student are o tradiție de peste 40 de ani, primul eveniment de acest gen fiind organizat în 1980 de către Universitatea Statului Texas sub patronajul SAE. De la prima ediție acestei competiții, aceasta a fost organizată anual în peste 20 de țări, cu participarea mai mult de 600 de universități tehnice. În organizarea evenimentului s-au implicat un număr de aproximativ 50 de voluntari, studenți și specialiști. Au fost înscrise echipe din 7 țări, inclusiv România. Vară plină de evenimente în orașul stațiune Dărmânești. Ce ne-au pregătit autoritățile publice locale, aflăm în minutele următoare chiar de la primarul orașului stațiune Dărmânești, Toma Constantin. Încă din luna mai am dat startul activităților cultural-sportive, dacă aș putea spune așa, și în fiecare săptămână aproape avem o gamă largă de activități. Astăzi suntem pe la baza sportivă Uzu Dărmănești. Avem Cupa Cartierilor la fotbal. E o tradiție de 3-4 ani, facem lucrul ăsta amical, fiecare cartier are propria echipă și sigur astăzi sunt prezente la start 8 echipe, se joacă azi calificările, mâine finala mică, finala mare.
În același timp se desfășoară și trofeul Valea Uzului. În paralel avem și trofeul Valea Uzului, ediția a patra, viteză în coastă, campionatul național. Astăzi sunt la, eu știu, testări, dacă aș putea spune așa, recunoașterea în teren, un număr mare de competitori. 53 și în premieră avem la start și mașini electrice. O premieră pentru acest eveniment, de altfel o premieră așteptată. Am înțeles că și ministrul mediului va fi prezent. Da, și-a anunțat prezența și domnul ministru al mediului astăzi. Cred că va veni și la aici pe baza sportivă, la mișcare și cu siguranță va fi și la startul raliului. Așadar, pe lângă lucrurile pe care le desfășurați în orașul Dărmănești, asta că aveți timp și pentru evenimente, creați evenimente pentru că este un oraș stațiune. Este un oraș stațiune și dincolo de investițiile pe care le facem în comunitate, avem nevoie și de viață sportivă și de viață culturală, promovare. Avem nevoie de a gândi cât mai multe oferte pentru turiști, pentru că cu ocazia evenimentelor pe care noi le facem, toate hotelurile, pensiunile din zonă și nu numai din Dărmănești sunt arhipline. Vin turiști foarte mulți în perioada asta din toată țara și asta nu poate decât să ne bucure. Să spunem așa în premieră aici câteva din evenimentele ce urmează aici la Dărmănești, pentru că nu, oamenii trebuie să-și facă planificarea din timp. Așa este, luna august debutează cu foarte multe activități și aș aminti aici, 12-13 august avem în premieră festivalul Uzilor și vă invit pe toți, va fi ceva wow, pentru că tradiția jocului ursului la Dărmănești pornește de la acești uzi. Veți vedea în premieră cine au fost uzii, ce au făcut, de ce jucăm ursul noi la Dărmănești. De asemenea, tot 12-13 august, zilele orașului Dărmănești, vom avea aici viață culturală de top, sfârșitul lunii august. Vor concerta, trebuie să spunem, cu permisiunea dumneavoastră, domnule primar, trebuie să spunem cine va concerta, ca oamenii să-și facă agenda și tinerii. Da, avem, avem nume de top, Fuego va fi prezent la Dărmănești, Mario Fresh, da, eu vă invit să fiți prezenți cât mai mulți, pentru că nu aveți ce pierde. Veți vedea niște, să zic așa, nume de top la Dărmănești. Weekendul următor facem un pic de pauză, dar nu foarte mult ca să ne revenim. 25, 26, 27 august avem Festivalul Internațional de Blues la Dărmănești, aici, pe acest amplasament. Din nou, muzică de cea mai bună calitate, artiști internaționali s-au anunțat foarte mulți, să zic așa, artiști de top. Așteptăm și public numeros, sigur, este o viață efervescentă, pentru că cred că asta e normalitatea. Și spuneați mai devreme de cei care au pensiuni să-și facă rezervarea din timp, pentru că e greu cu cazarea. Da, e bine cei care vor să ne tragă pragul să se intereseze din timp pentru cazarea, pentru că, da, cred că cererea a depășit mult oferta de cazare și asta iar ne bucură. Poate agenții economici se reorientează să-și facă aici pensiuni, nu? Ar fi o idee bună, să știți că deja au început să gândească noi investiții în infrastructura de turism și cazare și așa mai departe. Faptul că am devenit stațiune turistică este un imbold, o încurajare pentru a investi în turism. Dezvoltăm pe orizontală și gastronomia. Spuneam că mai devreme, luna mai, am avut acel festival al prosturilor tradiționale. Îmbinăm utilul cu plăcutul, zona ne ajută foarte mult, avem un peisaj superb dat de Dumnezeu și toate aceste lucruri puse la oaltă ne aduc doar avantaje. Simpozion de înaltă ținută la Comănești. Sâmbătă 5 august de la orele 9 la Castelul Ghica din Comănești a avut loc simpozionul interconfesional Biblia Valențe Culturale. Evenimentul a fost organizat de Primăria Orașului Stațiune Comănești în colaborare cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Protoieria Muinești, Federația Biblică Catolică, Parohia Romano-Catolică Sfântul Anton de Padova Comănești și Asociația Cultural Științifică Dimitrie Ghica Comănești. Detalii în minutele următoare. Bună ziua! Să fiți prezentat în toată lumea, da? Bine ați venit la simpozionul interconfesional Biblia Valențe Culturale, organizat cu ocazia zilelor orașului Comănești, aici, la noi, la
în acest edificiu deosebit. Această clădire deosebită este cea mai emblematică clădire a orașului Comănești, construită de familia Ghica acum 100 și ceva de ani. Și vreau să vă spun că după lungi procese și tot felul de situații în care am fost puși pentru a redobândi să rămână la noi, la unitatea administrativă teritorială această clădire, am reușit să o cumpărăm după ce a fost revendicată și câștigată de cetatea de unitate. Și chiar făceam o glumă mai înainte că este Palatul Ghica, dar acum nu mai este Palatul Ghica, că este Palatul Oate Comănești. Este proprietatea Oate Comănești. Este doar o glumă. Vreau să vă spun că chiar ne-am dorit foarte mult să putem să câștigăm această clădire emblematică pentru orașul nostru. Avem foarte mulți invitați. Și suntem bucuroși că ați reușit să răspundeți invitațiilor, invitației noastre, pentru care dorim să fim cât mai operativi, să putem să rezistăm pe vremea această caniculară, dar mai este bine și răcoare, dar o să vedeți că într-o oră o să devină o căldură insuportabilă. Îl avem invitat pe părintele Daniel Prepeliță, care reprezintă parohia ortodoxă, parohul de la parohia ortodoxă Sfântul Spiridon Comănești. Vine din partea protopopiarului și a episcopiei Romanului și Bacăului. Părintele Ciprian Biser Berjan, la parohia romano-catolică Sfântul Antoan și Patrona. Preot doctorant Eduard Pătrașcu, pastor conferențiar universitar dr. Iacob Coman, preot doctorant Simeon Anastasoae, pastor dr. Adrian Grizu, preot Damian Gheorghe Pătrașcu, pastor Mihai Ciofu, preot Francisc Dogoș, preot profesor dr. Lavinia Misailă, este și președintele Asociației Cultural Științifice din Comănești, și dacă mai sunt și alte persoane care vor să se înscrie să ne susțină un speech pe tema pe care o avem noi astăzi, sunt așteptați ca să-și ofere această intenție. Așa că nu o să vă mai țin, nu o să vă mai spun nimic, deci părintele Banciu Parastiv, care este un împătimit al istoriei și al tot ceea ce înseamnă eu aș vrea să vorbească și dumnealui, dacă se poate. Că are scrisă și o carte despre aceste zone deosebite. Trăim într-o zonă deosebită. Zona noastră, Valea Torcișului, este într-adevăr o zonă superbă, cu o istorie bogată și cu oameni frumoși și oameni care au fost admirați, respectați și zicem noi că o să fim și o să rămânem și o să le facem cinste înaintașilor noștri. Au prezentat lucrări preot doctor conferențiar universitar Eduard Pătrașcu, pastor conferențiar universitar doctor Iacob Coman, preot doctor Simeon Anastasoae de la Oastea Domnului, pastor doctor Adrian Bârzu de la Biserica Creștină Baptistă, preot Damian Gheorghe Pătrașcu, pastor Mihai Ciofu de la Biserica Penticostală Betel Comănești, preot Francisc Doboș, profesor doctor Lavinia Misailă, președintele Asociației Cultural Științifice Dimitrie Ghica Comănești, preot doctor Ciprian Piser.
Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 10 august, vremea se mai răcurește. Maxima zilei urcă până la valori de 25 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade Celsius. Vineri, 11 august, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei urcă până la valori de 26 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 14 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.